Mihai, felicitări, astăzi 13, o zi cu noroc pentru tine, ai câștigat în fața celor de la Gloria Bistrița, de fapt echipa pe care o pregătești. Sunt două puncte față de Gloria Bistrița, a doua înfrângerea bistrițenilor, urmează o nouă finală pentru juniorii pe care o pregătești, juniorii ai Emilu Viadorea, cum comentezi? Am avut o parte de important, erau, aveam nevoie ca de aia de cele 3 minute puse în joc, ne-am câștigat, felicitări băieților. În schimb am început modest, prima repriză am făcut o partidă modestă, prima repriză modestă, a doua repriză în schimb mi-a schimbat atitudinea și raportul ocazilor a doua repriză a fost de 6 la 1. În minutul 90 au creat singura ocazie în acest meci Bistrița, pe nesincronizarea noastră în faza defensivă și ne puteau câștiga victoria și poate chiar ocuparea primelor două locuri. Sunt mulțumit, sunt 3 puncte importante, sper ca aceste meciuri să-i maturizeze mai repede pe copii și doresc o victorie la Mediaș, aia ne-ar asigura proporție de peste 90%, 95% calificarea în plus. Făcut lucruri foarte frumoase cu aceste echipe de copii și juniori. Crezi că, ca să zic așa, cireașa de pe tot ar însemna o calificare a echipei pe care o conduci în play-off? Sau mai am avea nevoie de încă multe alte lucruri pentru ca Unirea Doilea să redevină Unirea Doilea care a fost în dată? Pot să spun că valoarea lucrului ne permite să ne gândim chiar la un turneu semifinal anul ăsta la Jigliria. Din păcate am pierdut multe puncte în tur cu echipe slab votate. În schimb, trebuie să facem un retur perfect. Și după aceea, în play-off, sunt convins că echipa va arăta și mai bine. Mihai, în afară de succes și te las în timp să le zic, vă văd că ești încă sub tensiunea meciului recent încheiat. Și ce zic, poate la media și de ce nu și în continuare, pentru că acești copii chiar mei. Mulțumesc!